Turiștii nu vor mai avea voie să circule cu mașini în unul dintre cele mai cunoscute sate din România. Autoritățile tocmai au făcut anunțul important, unde poți lăsa automobilul în drum spre o localitate. Turiștii care vor să viziteze satul Viscri nu mai au voie să circule cu autoturismul în sat. Potrivit autorităților, șoferii pot lăsa mașina în parcarea de la intrare în sat pe sensul dinspre Sighișoara, apoi vor fi nevoiți să se plimbe pe jos pentru a se bucura de frumusețile localului. Această măsură a fost pusă recent în practică după ce oficialii localității au putut îndeplini toate formalitățile necesare. Reamintim că satul Viscri este inclus în patrimoniul UNESCO, iar frumusețea lui l-a fermecat și pe actualul rege Charles al Marii Britanii, suveranul englez având o proprietate în așezarea autohtonă respectivă. De altfel, prima zi în care s-a experimentat oprirea accesului autovehiculelor în sat a fost chiar ziua încoronării regelui Charles al III-lea. Așezarea din inima Transilvaniei ascunde una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săsești, precum și un sat superb cu peisaje de vis. Satul Viscri adăpostește 400 de locuitori, arhitectura locuințelor fiind simplă, colorată, veselă și autentică. Turiștii se pot plimba pe aceleași pășuni pe care regele Charles obișnuia să le colinde alături de un prieten biolog de-i săi. De când monarhul Marii Britanii a vizitat satul transilvanean pentru prima dată, popularitatea locului a crescut foarte mult, turiștii fiind curioși să afle despre cătunul superb din inima României, care te transportă într-o lume de poveste. Relatează playtech.ro.